Salut și v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Eu sunt Ariel Byte. Bine v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi sunt la episodul numărul 2 din EFC 24. Data viitoare știm foarte bine că l-am adus pe Vini. Și am făcut multe chestii interesante. Am făcut chestii precum development planurile, le-am făcut aproape pe toate, iar ne-a rămas 202 milioane pe care putem să-i cheltuim. Până acum merge destul de bine echipa, adică am simțit-o, este chiar destul de bună. Am jucat un meci, am făcut egal din păcate, dar ne putem reveni. Avem meci vs Bournemouth, așa că zic că o să fie destul de ușor. Aceasta este echipa de la Bournemouth, pe Radu în poartă, asta este o surpriză, și pe Mora în atac, și restul echipei e cam irelevantă. Asta este echipa cu care o să începem, așa că hai să dăm start. Și începem meciul, uite-l aici pe Vinicius. În spate vine Van Dijk. O să fie un jucător foarte, foarte bun, Vinicius. Foarte frumoase cutscene-urile. Vreau să vă zic că am făcut un upgrade la microfon. Mă aud mult mai bine. Nu se mă aude băzâit la fundal, am avut mare probleme cu chestia aia. Și în plus, am făcut upgrade și la monitor. Pasă bună aici către Jota. Salah, haide, întoarce. Bun. Pasă la Szoboszlai. Na. Blocat. Smith. Să vedem pe flank, intră în centru. Pasă bună, însă blocăm, blochează Van Dijk bine. Foarte bine, e pe flank. Centrare bună! Oh, bară! Oh, ce noroc am avut cu bara aia. N-a salvat bara, băieți. Are viteză, are trait-ul ăla de rachetă. Bă, cine e Smith, frate? Eu ce-l ajunge pe Vinicius. Bun. Și... cred că e corner. Să vedem, Salah. McAllister! Apără bine portarul. Corner din nou. Hai să dăm o centrare. Gravenberg. Nah. Salah. De la distanță. Mi-a bătut joc de mici. Smith. Deci ne-a pus problema așa de multe Smith ăsta. Acum Van Dijk. Bun, acolo. Haide-mă pe contraatac. Haide-mă. Trece toată lumea. Haide-mă. Pasă la Jota. Salah. Cu țângu! Bine, Salah, bine! Înscrie în primul golul! Golasso, Salah! Înscrie primul gol din această carieră! Primul gol! Revedem iarăși golul! Da, o combinație foarte bună și finalizarea foarte bună, foarte, foarte bun fines! Oh, ne apărăm bine acolo! Oh, ce s-au... împiedicat acolo. Salah. Vini, îl vede acolo pe Robertson. La Salah. Ah, o încercare bună, o încercare bună. Bă, o să facem o schimbare. Nu mi-a plăcut cum a jucat Szoboszlai. A jucat așa parte, parcă foarte greu. Să cer să-l bag pe Elliot. Ok. Să cer să-l bag pe Elliot. Și hai să încercăm și pe Nunez. Și poate intră Gomez mai târziu. Hai să vedem cea de-a doua repriză. Ia că am rupt picioarele. Centrare. Nu centrare. Ok. Nu ies. Mohamed? Nu e în offside. Bun, trece foarte bine. Îl văd pe Vini! Și înscrie Vini! Bine mă, Vini! Primul gol al lui. Din această carieră minunată, noul transferat înscrie în al doilea meci, din păcate. Ce frumos a dus Salah. L-a văzut pe Vini, centrare, și Vini nu iartă portarul. Nu ies, trece bine. Îl vede pe Elliot, bun. Elliot, încercăm. O bombă! Afară portarul. Hai să vedem o centrare, merge. Konate, peste poartă. Intră destul de bine, jucătorul de la Bournemouth. Coc, pasă la Antonio, nu reușește. Centrare bună, Alisson prinde direct în brațe, a fost puternic în capul. Salah, se duce, preluare bună. S-a dus. Pe lângă, bine mă, Nunez. 3-0, 3-0 i-am spart pe cel de la Bournemouth. Chiar foarte, foarte, foarte bine, 3-0, minunat. Da, și să termin meciul. 3-0, foarte, foarte bine, un scor foarte, foarte bine. Am marcat Vini, Nunez și Salah.
Bun, avem meciul și cu Newcastle. Echipă interesantă, un atac ok, mijlocul arată bine cu Bruno Guimaraes, Joelinton arată chiar foarte bine și Will, ok, destul de bun. Dar Alaba, bro, Alaba și Botman. Mamă, deci echipă chiar bună. Înainte să înceapă meciul, aș vrea să mă uit și la team strategy, pentru că știți că punem noi să alegem antrenori. Bun, și ăștia sunt cam toți managerii de care am putut să facem rost. Bun, și intrăm în meci. David Alaba, noul transferat. First impression, ok, deci e nou, e tocmai ce l-au transferat. Hai să vedem dacă poate rezista la atacul nostru. Guimaraes, pasă la Almiron. Almiron, bine Alisson, bine Alisson. Ne salvează Alisson. Corner pentru Newcastle. Spre Alaba, însă nu. Reușește până la urmă. Nu, chiar nu m-a așteptat la șutul ăsta de la Almiron. Mamă, ce gol mi-a luat. Da, se face 1-0 pentru Newcastle. Hai să vedem ce putem să facem. Oho, trece acolo. Ce trec aici jucătorii, bine. Pasă bună către Jota. Hai Jota, hai. Haide. Să dăm șut și golazo. Bine Jota. Chiar nu m-a așteptat să intre, dar a intrat, facem 1-1. Pasă la Willock, Guimaraes. Guimaraes, peste poartă mult. Pasă bună spre Iglas. Nu reușește. Nu lăsa, bine. Ma. Da, să terminăm repriza. 1-1. Hai să sperăm că trebuie să dăm gol. Bun, îi dăm drumul la doua repriză. Hai să începem să facem. Joelinton. Nu lăsăm. Nu. Bine Alisson. Mamă, cine salvează Alisson? Și McAllister. Nu reușește. Corner. Jota. Jota cu capul. Bine Jota. Jota face dubla. Înscrie cu capul minutul 58. Revedem acest gol minunat. Mă, chiar nu mă așteptam să intre cu capul. Ia uite-l cum sare. N-ai de noi de nici șansă portarului. Opa, trece Joelinton, boară! Mi-a stat din mă loc. Intră Tonali pentru Newcastle în locul lui Willock. Pasă bună pe sus. Nunez. Bun. Bun, trece bine Salah. Trece bine! Gakpo înscrie! Face 3-1. Ce bine a jucat Salah cu dribbling-ul acolo. Hai să revedem faza. A fost prea frumoasă. Uitați-vă cum a trecut Salah. L-a văzut pe Gakpo, bă, prea bun pe centrare. Și nu l-a iertat. Ce să... Din fața porții n-avea cum să rateze. Da, și se face 3-1. Perfect. Vini pe flanc, trece, este liber. Oh, trece stele bine. Shoot! Nu reușește. Bun, să trecem meciul. Câștigăm 3-1 versus Newcastle. Foarte, foarte bine. Bun, băi, se termină perioada de transferuri și cam asta este transferul. Putem să mergem aici să vedem. Chiar sunt curios ce transferul s-a făcut. Ce mai scump a fost transferul pe care l-am făcut eu. Al doilea s-a transferat Gavi la Juventus. Interesant. Alphonso Davies la City. Mamă, ce transfer. Bun, gen. Ce transfer bun. Sané la Barcelona, Balde la Milan, Hakimi la Barcelona. Da. Bă, sunt ok transferurile. Eu am făcut un singur transfer, iar următorul meci îl vom juca contra Aston Villa. Dar până să dăm start la meci, vedem aici că ne-a venit Monthly Scouting Report. Ce v-am spus în episodul trecut, că ne interesează value, cât value are. Și ăsta are 230, niciun caz, no. Am găsit un jucător aici, la 1 milion, mai ok, adică, da, no, am zis 2 milioane. Aceasta este echipa lui Aston Villa, îl vedem pe Watkins acolo în atac cu Jonathan David. Diaby în dreapta, Emiliano Martinez, câștigătorul Cupei Mondiale. Bun, și intrăm în meci, vedem autobuzul celor de la Liverpool, de la noi. Bun, și începem meciul, pasă bună la Jota, îl vedem pe Vini e pe flank. Hai să încercăm să intrăm în centru cu el. Na, trebuie să fac ball-ul rol. Soboslai la Jota, Jota de la distanță,
Emiliano, e greu să-i dea lui Emiliano Martinez. La ce a apărat un morcap, nu mă miră. Szoboszlai, pasă bună, Jota. Salah, pe mijlocul cu porții. Fuck, n-am țintit bine. Jota pe contraatac. Jota! Fuck, pe lângă poartă. Și Vinicius. Vinicius, de ce a dat cu stângul? Ah, de ce a dat cu stângul? Hai să vedem, a doua repriză. Sperăm că putem să facem ceva. David. Nu reușește. David. Oh, ce a făcut? Ce a făcut? Mamă, bine că pe Ali sunt bun, altfel ne luam gol aici. Din nou corner. Hai Arnold, bine Alisson. Din nou corner. Hai să vedem. Vine, scoate destul de bine. Nu, ce faci acolo? Iar ne scoate Alisson. Bă, frate, deci Alisson e player of the season, ești la cap. Van Dijk, n-are cum. Bun. Salah. La Szoboszlai. No, n-am reușit. Ok, cred că trebuie să schimbăm niște jucători. Vinicius trece foarte bine. Vinicius, pasă bună, Jota, nu pot să cred! Nu pot să cred cum a apărat. Bun, Vini, haide. Ăsta e golul. Ăsta e golul. Hai, Vini. Hai, Vini. Și bine, Vini, minutul 85. Bine ce a stat la Vini. Un gol foarte, foarte, foarte frumos. Finez pe lângă portar. Direct gol. Foarte bună finalizarea. Suntem în avantaj. Douglas Luiz. Nu, trece acolo foarte. Mamă, Watkins. Aproape să marcheze Watkins. Pasă bună. Alex Moreno pe flank. Alex Moreno, centrare bună peste poartă. Și se termină meciul, câștigăm. Foarte bine, foarte bine, câștigăm cu 1-0. Următorul meci, vedem că avem meci contra Wolves. Cred că o să fie destul de ușor. Aceasta este echipa de la Wolves, Cunha în atac, în dreapta la mine pe Neto, tot în apărare. De data aceasta, capitanul nostru va fi pe bancă din cauza că trebuie să se odihnească și el. Și intrăm în meci. Să vedem ce putem să facem în acest meci. Începem noi mingea. Hai să vedem cum va decurge acest meci. Salah trece foarte bine. Trece foarte bine pe flanc. Vede acolo pe Jota, dar nu este destul aproape. Dar vedem aici pe Szoboszlai de la distanță, însă nu este puternic șutul. Bine acolo recuperăm, recuperează Gravenberg, foarte bine. Szoboszlai de la distanță, peste poartă. Cunha trece destul de bine. Pericol, da, ne apărăm bine. Șut destul de puternic, dar apăr Alisson. Szoboszlai de distanță. Nu reușește, hai să vedem că putem să o prindem. Na, scoate vine afară. Bun, recuperăm mingea, greșeală. Hai să vedem, Jota șut de distanță. Pă, lângă poartă. Mirai că dacă mai continui o să ia mingea. Are viteză mare. Hai să vedem dacă reușește ceva. Pasă bună, ce-am făcut? Am dat pe mijloc. Centrare, haide Salah. Salah cu farfecă, ce bară! Ce bară, hai pe bune. A, a făcut și fault. Și te rog, nu spune că e roșii. Ok, nu este nimic. Haideți să vedem ce schimbări puteți să facem. Bun, am făcut schimbările, hai să vedem că acum puteți să facem și eu. Vini trece foarte bine, centrare spre Nunez, pe lângă poartă, din păcate. Nu reușim acolo, Neto, apără Alisson. Centrare pentru Wolves. Nunez cu capul, nu reușește. Hai Vini. Bun. Are viteză băiatul ăsta. Pasă înapoi, n-am reușit. Pasă bună, hai să vedem. Trebuie să ne apărăm. Nu, haide, nu, ce gol ne-am luat. Aolo. Nu pot să cred ce gol ne-a dat.
No, nu putea să face nimic cu ultima atacă la ei. Ce? Cum s-a teleportat Konate? Da. S-a trebuit. De ce mai lasă faza asta? A, ok, mi-a tu 96 pe bune. Corner, hai să vedem ce poți să faci. Ce poți să fac ei, că nu mai poți să faci nimic. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Deci nu pot să cred. Nu pot să cred că n-a dat gol în ultima fază. Următorul meci, vedem că avem meci contra Wolves. Cred că o să fie destul de ușor. Are you sure about that? 2000 years later. Da, se trebuie meci la un lose mare, mare, un lose mare, 2-0. Da, Wolves, eu care mă așteptam să fie ușor meciul. Interesant, următorul meci este în Europa League. Dar însă, acesta este episodul. Dacă a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați în caz că am spus deja. Eu m-am lăsat. Pa, pa.